România are nevoie de drumuri, România are nevoie de infrastructură. Știm cu toții cum arată drumurile țării. Mare parte din banii de la PNRR vor intra în infrastructură. Suntem oare pregătiți să accesăm acești bani? Suntem oare pregătiți să dezvoltăm infrastructura în România? Astăzi Grafein Talks merge la Chitila. Povestim cu Marian Pristavu despre Via Rom. Via Rom execută lucrări de construcții, modernizare și întreținere infrastructură rutieră, fac și lucrări de terasamente, așternere covoare asfaltice și, evident, tratamente speciale cu straturi bituminoase foarte subțiri. Povestim despre betoane, asfalt, bitum și emulții. Bine ați venit la o nouă ediție de Grafein Talks. Putem urca? Da, putem urca pe stație. Ia uite, se vede mult mai bine. Avem o priveste frumoasă. Da. Facem mișcare. Un pic. Uite, mergem la mare. Exact. Începem vizita la baza de producție Via Rom din Chitila, în zona birourilor. Și l-am întâlnit aici pe Marian Pristavu și hai să aflăm mai multe lucruri despre el, că astăzi o să petrecem prima parte a zilei aici în baza de producție. Marian, mulțumim că ai acceptat invitația noastră de a veni în fața camerei la Grafein Talks. Bine ați venit la noi în baza de producție. Îmi face plăcere să discut cu tine. Vă urmăresc de ceva vreme pe site-ul vostru. Câteva cuvinte despre mine. Sunt din Curea de Argeș. Locuiesc în București de 14 ani. Tot de 14 ani lucrez în domeniul construcțiilor. Mai exact lucrez la compania Via Rom, Via Rom Construct. Acum sunt șef bază de producție Chitila. Coordonez cele trei stații. Care rolul tău exact? Adică ce faci tu cumva? Care e activitatea de zi cu zi? Ce pot să spun este că mă ocup de cele trei stații, de buna funcționare a lor, mențin tot timpul relațiile cu clienții, partea contractuală, partea de limite de credit, aduc clienți noi. Avem trei echipe, la fiecare stație are câte o echipă, fiecare echipă are câte un șef de stație. Bun, mai acum noi cei din construcții, din industrie, știm multe detalii despre Via Rom. Dă-ne și tu câteva detalii pentru cei care nu cunosc din istorie și din ce face Via Rom. Da, activăm pe piață de peste 20 de ani. Compania Via Rom deține trei agenții, București, Cluj și Brașov. În București avem sediu central, ce ne recomandă, sunt lucrări de terasament, întreținere și modernizare, covoare asfaltice, straturi bituminoase foarte subțiri, mai exact șlam. Mai avem lucrări de artă, poduri în general. Excelent! Mai știu că ai o istorie lungă în construcții, în Via Rom. Îți aduce aminte de prima zi pe șantier? Da, bineînțeles. Prima mea zi de șantier a fost undeva în zona Cogealacului. A fost un șantier de anvergură. Am avut de construit parte de drumuri, drumurile tehnologice și fundații la 240 de eoliene. Cred că este cel mai mare parc de eoliene pe uscat, dacă nu mă înșel, din Europa. Un șantier foarte, foarte mare s-a ținut pe aproximativ o perioadă de 3 ani jumate. Ok, în zona Cogealac, fântânele, eram aproape de mare. Vara era foarte frumos acolo, pentru că eram relativ aproape de mare, dar în schimb iernile erau foarte, foarte vânt puternic, viscol, dar pe total a fost ok. Nu pot să spun că a fost doar lapte și miere, au fost și momente în care am avut așa un pic, cel puțin prin 2 săptămâni, am fost un pic debusolat, neștiind despre ce e vorba, într-un șantier foarte, foarte mare. Ok, atunci lucram pe o stație de stabilizat. Cred că primele 2 săptămâni oarecum am avut o părere de rău că am plecat din București, dar ulterior, cu ajutorul echipei, am încercat să mă familiarizez un pic cu șantierul și pe total a fost ok.
Lucrez și într-o companie în care cred că mulți dintre colegi șantierele sunt, na, sunt cumva în toată țara, nu? Și nu e neapărat. Știu că la un moment dat în zona Bucureștiului prea se construiau drumuri, de exemplu, dacă ne legăm de partea asta de infrastructură. Și atunci, na, e o zonă de alergat mult și trebuie să fii obișnuit cu zona asta de șantier. Dacă luăm așa ca un arc peste timp de la prima zi până acum, ce te-a marcat cel mai mult în carieră, în dezvoltarea ta până la a deveni un manager aici la... Mă rog, cred că am trecut prin toate etapele. Cred că cel mai mult m-a marcat provocările mici și mari ale fiecărui șantier în parte. Am avut și șansa de a lucra într-o companie mare. Această companie mi-a oferit oportunitatea de a excela în ceea ce fac și de a fi promovat, mă rog, în urma unor rezultate obținute pe parcursul acestor ani. Câți ani sunt de carieră? În câți ani apar oportunitățile? Nu de altă, dar acum toată lumea așteaptă să întâmple lucrurile. Cred că am, mă rog, cei 14 ani, cred că la toată la 3-4 ani. Trebuie să ai răbdare, să perseverezi în ceea ce faci și trebuie să ai răbdare și rezultatele nu vor întârzia să apară. Ok, bun. Păi atunci, ce zic, hai să ne arăți cât mai mult din baza de producție, să înțelegem și noi ce se întâmplă aici, ce presupune munca aici, să vedem instalațiile din spate exact ce fac. Până atunci, cred că trebuie să ne echipăm. O să facem un tur, ceea ce o să vă rog o să ne echipăm, pentru că ținem foarte mult la partea de safety. Atunci, hai să ne echipăm și să punem lista. Ce avem noi aici? Eugen, tot povesteam de stații și... Hai să luăm fiecare în parte. Aici avem o stație de asfalt. Este un Aman 320 Quick Global. Este o stație de 320 tone pe oră. Cred că este, pe București este cea mai mare, ca productivitate vorbesc. Stația este echipată cu 4 tancuri de bitum, cu 5 și buncări de stocare. Avem, fiind prietenești cu mediul, avem și sistem de a folosi asfaltul reciclat. Adică, practic, nu mai concasăm munți. Okay. Putem folosi frezatul, da? Să-l reintroducem în asfalt și în așa fel cât putem să-l refolosim. Am înțeles. Mă rog, într-un anumit procent. Uh-huh. Adică, procentul poate să plece de la 10, 15, 20%, în funcție de rețetă. Ce pot să spun este că e stația destul de performantă. În 2011 stația, cred că anul trecut am făcut undeva la 140.000 de tone. Anul ăsta sărim la fel de 100.000 de tone și sperăm chiar mai mult. Putem urca? Da, putem urca pe stație. Este un pic cam înalt. Suntem obișnuiți cu înălțimile. Bun. Uite, se vede mult mai bine. Avem de aici. Avem o priveliște frumoasă. Da. Da? Deci vă povesteam de malaxor. La acest nivel este malaxorul. Căruțul în care îmi pune asfaltul în diferite buzunare. O să vedem pe partea cealaltă unde avem buncăre de agregate prezoatoarele. Vă povesteam de cele 3 silozuri de filler. Da? O să vedem pe partea cealaltă unde intră agregatul în tamburul uscător. Din tamburul uscător agregatul pică într-un elevator. Sunt niște cupe, care acele cupe duce agregatul undeva în vârful stației aproape. Acolo avem niște site de cernere, în care după ce le sitează, le pune pe sorturi, 04, 48, 16, 16, 24. După ce sunt puse în buzunare, sunt dozate fiecare conform rețetei, da? Intră bitumul în malaxor, malaxează 15, 20 secunde, 30 secunde, depinde cât e timpul de malaxare în rețetă. După aceea, asfaltul este pus în buzunarele de stocare, vine camionul, am încărcat asfaltul, cântărește, pleacă. Uh-huh. Cam asta e mare procesul de fabricare a asfaltului. Am înțeles. Bun, păi hai, mai putem urca? Da, putem urca, numai spui să fiți ok, că nu aveți probleme. Andrei, ok, da? Hai să mergem. Acestea sunt buzunarele de care povesteam.
în care fictele, după ce se agrează, după ce s-a cernut, vine în diferite buzunare. Dar aici pleacă mai departe în malaxor, la malaxorul de jos. Aia amestecat, exact cum vă spuneam mai devreme, rezultând asfaltul propriu zis. Asta e un sistem de reciclare, ce vă povesteam. Practic, avem o instalație în care punem frezatul, da, asfaltul reciclat, îl punem într-un bunker, acel bunker cu un alt sistem de urcare a acestea, un elevator special, da, vine pe această bandă, este dozat conform rețetei, băgat în malaxor într-o anumită proporție, într-un anumit dozaj. Acela este tambur uscător, unde sunt uscate agregatele. Ok, acesta este elevatorul de agregate. Da, unde vine în sus, vine în vârful stației, de acolo pică în pesite, unde este cernut agregatul. Aici e o fascinație vis-a-vis de materiale, pentru că tatăl meu a lucrat în balastiere și a lucrat cu materiale. Și nu de alta am reușit și eu o vară să fac practică într-o balastieră și lucram la cântar. Adică veneau mașinile goale, le cântăream când ieșeau și mai am învățat câte ceva despre sorturi. În sfârșit, tata voia să mă pună la muncă, să înțeleg ce e munca, nu de alta, dar voiam bani să plec la mare. Cam aceeași poveste am avut-o și eu, cam pe aceeași temă. Mă rog, am plecat direct pe un șantier mare, plecând de la mama, de acasă, unde era totul bine și frumos, am plecat acolo și v-am zis, până două săptămâni am fost așa un pic mai debusolat, dar, mă rog, cu ajutorul colegilor și am avut foarte mulți colegi tineri în zona Cogealac, în șantierul Cogealac, în care oarecum ne-am completat unul pe altul și am format o echipă până la urmă. Hai să vedem un pic și prezentatoarele de care îți povesteam. Să vedem și benzile extractoare. Facem mișcare. Un pic. Putem urca puțin pe rampă? Da. Rețin benzile astea din balastiere. Astea sunt prezentatoarele care se pun agregatele pe fiecare sort în parte. De aici sunt cu benzile extractoare. Să ducem la acel uscător de care se povesteam. Dar să vedem un pic mai bine. Elevator, sus, site și mai departe se produce asfaltul. De unde vine materialul? De unde? Materialul este adus de încărcător, din padocuri. Padocurile pe care le vom vedea imediat. Și povesteam de acel frezat. Aici se pune materialul reciclat. Așa, da? Aici. E tot un prezentator. În care, la fel cu bandă, se dus undeva la jumătatea stației și este dozat conform rețetei. Și unde avem în toată bază cel mai fin nisip? Nisipul de concasaj 04, care conține foarte multă parte fină. Și nisipul natural avem, dar nu e atât de fin. Și asta de aici? Acesta e nisipul natural, da. Nisipul natural. Uite, mergem la mare. Exact. Asta sunt, cred că sunt agregate la tine în balastieră, nu? Da. Acestea sunt agregate de carieră, adică sunt concasate din munți. Ok. Primele patru padocuri. Următoarele patru, chiar cinci, sunt agregate de râu, concasate, PC-uri, cum le spunem noi, peteci concasat. Deci acestea sunt de carieră, celelalte sunt de râu. Bun, continuăm, trecem în partea, hai să zicem, a doua, da? Da, aici avem stația de emulsie. Stația de emulsie. Smoala, cum o spun prietenii, da? Ca să prietenii care nu lucrează în domeniu. Da. Aici avem două tancuri de bitum, casa chimicalelor. Și avem și un coleg aici Da, este șef de stație, Panait Antonel. Salut, colegul nostru. Salut, facem o vizită, facem un interviu la Graphene Talks și cumva am auzit numai lucruri bune despre tine. Ce faci de când lucrezi aici? A spus cineva sau circulă vorba că ai venit de foarte tânăr aici, da? Cred că am venit de la terminarea liceului.
Tot timpul am urmărit să învăț lucruri noi. Înțeleg de la colegi că face o treabă excepțională. Da, hai să intrăm, vedem acolo moara. Aici avem instalația propriu-zisă, adică în afară de tancurile aferente de materiale și produs finit, vorba de o stație continuă sau un flux continuu. Diferența între cea în flux continuu și cea discontinuă e că aici nu se face producția în șarje definite de 2-3 tone, aici intră materialele pe o parte. Practic totul se întâmplă în timp real. A, ok. Iese produsul finit pe altă parte, se duce, se stochează în tancuri. Aceasta este mixerul sau moara unde se face amestecul. Sunt două plăci cu zimți, una e fixată, una se rotește, foarte apropiate. Și se face amestecul în niște condiții optime. Vă povesteam de acele șlamuri bituminoase. Șlamurile bituminoase sunt acele șlamuri foarte subtiri, un tratament foarte subtire. Cu emulsie este făcut acel tratament. Este emulsie mai specială, o numim noi, mă rog, intră în compoziția emulsiei și latexul și, mă rog, un acid fosforic, un emulgator mai special, de altfel și acel tratament e un pic mai special. După ce emulsia este produsă, este stocată în cele patru tancuri, fiecare tank este încălzit, emulsia trebuie să stea caldă tot timpul, la o temperatură de 45-50 de grade și fiecare tank este dotat cu agitator. Aici avem rampa de încărcare. Vine cisterna, încarcă, mă rog, este o țeavă mobilă, vine băgată în cisternă, încarcă cisterna, pleacă mai departe către diferite șantiere. Deci, practic, vine aici. Exact. Și aici se încarcă. Da. Ce ai de agitatoare înăuntru? Da, sunt agitatoare pentru că emulsia, mă rog, fiind compusă din faza poasă și bitum, dacă nu este agitată, practic se separă bitumul de faza poasă și tot timpul trebuie încălzită și agitată, pentru că acele particule să fie tot timpul în dispersie. În baza de producție am văzut, aveți și un atelier și un laborator. Da, avem un atelier de reparație utilaje și un laborator. Laboratorul practic ne furnizează tot ce înseamnă rețete mixturi asfaltice, încercări pe tip beton și încercări pe tipul de asfalt. Mă rog, tot în laborator facem și încercări pe partea de emulsie, emulsie bituminoase. Ce tipuri de utilaje preparați? Avem finisoare, repartizatoare de asfalt, partea de gudroneze, partea de cilindri, tot ce înseamnă truse de asfalt în general și tot ce înseamnă partea de terasamente, freze pentru reciclat, răsmititoare de liant. Activitatea în toată baza cum e? Că, na, e clar că ținești de sezon. Nu poți să faci multe asfaltări. Da, de obicei, și în funcție de iarnă. Iarna n-a mai fost chiar atât de drastică cu noi și știm și noi că în ianuarie au fost și 15-20 grade. De obicei, în perioada de iarnă facem antrenate la stații. Și în perioadele aglomerate, mai ales acum, mă gândesc că na, se vorbește despre PNRR, se vorbește despre atâtea investiții în infrastructură. E o perioadă aglomerată, previzionat că anul viitor... Sunt, anul acesta au fost niște vârfuri, au fost niște vârfuri ca la toată lumea. S-a lucrat și pe timp de noapte, foarte, foarte mult. Deci ați lucrat și noapte. Da, am lucrat și pe timp de noapte, și zi și noapte, pentru a putea acoperi toate cerințele, atât pentru noi, cât și pentru extern. Am văzut și pe social media, am văzut că faceți tot felul de workshop-uri, de programe pentru dezvoltarea
voastră. Ce impact au programele astea în companii? Se fac workshop-uri la nivel de echipe pentru a antrena spiritul de echipă, în primul rând, dar se fac și workshop-uri pentru partea de management. Bun, am ajuns în a treia zonă, nu? Da, deja am intrat pe tarlaua stației de betoane, să zic. Aici avem la fel padocurile cu agregate. Avem aici doar pietriș concasat și pietriș sortat. Aici ce face? Îl adună cât mai... Da, îl sistematizează. Vin mașinile cu agregate, îl sistematizează în așa fel încât să umple padocul, să-l facă plin. Aici avem stația de betoane. Este un setter CP140. Are o productivitate de 70-80 de metri cubi pe oră, cu marastră de 2 metri, 2000 de litri. Chiar acum cred că încarcă o cifră pentru Mihai Rei, din ce știu eu. Are compusă de 4 silozuri, buncle de agregate, prezuzatoarele. Este echipată cu un skip, deci nu este cu bandă de skip. Pică agregatul pe o bandă colectoare, pică în skip, skipul urcă și pune malaxor. Iar sus dozat cimentul și aditivii. Avem cabine de operare, de unde se operează, de unde sunt incluse rețetele. Mai departe, de comandă la malaxor, să facă betonul. Este, acum se alimentează efectiv bazinul cu apă. Bun, și de aici unde merge? Merge la Mihăilești? La Mihăilești, unde avem centura ocolitoare a Mihăileștiului, unde am lucrat, cred că undeva din martie am început acel proiect. Acolo suntem și noi, și Grafein, da. Care vă ajutăm cu la proiectul ăsta. Am înțeles. Măsurători traseele topografice. Da. Acolo am turnat, cred că vreo 5.000 de metri de BCR 45 pentru parcare, pentru parcări, de fapt. Și tot ce înseamnă rigole, tot ce înseamnă cap de pod, acolo, de aici am luat betonul. Marian, pentru că ne apropiem de finalul vizitei, am făcut un tur al bazei. Mai la ce proiecte ajută toată producția de aici? Anul acesta am lucrat la centura ocolitoare a Mihăileștiului, centura de nord a Bucureștiului. Și cred că un început bun avem cu stația de betoane, unde am livrat beton la aeroportul militar Otopeni, unde este un proiect de mare importanță acolo. Sper să la anul să avem și proiecte mult mai mari decât am avut până acum, iar partea de producție de bază producție să aducă un plus șantierelor în mare parte. Ce zic prietenii, familia și, nu știu, opinia publică în general? Spune, măi, avem drumuri nu foarte bune, dacă nu să zicem proaste, în România. Acum pare că vine PNRR-ul să salveze, să vină foarte mulți bani în infrastructură. Ce zic prietenii despre? Noi oarecum acum încercăm să schimbăm imaginea asta, mă rog, oarecum întipărită în minte că nu sunt drumuri bune. Cred că în ultimii 4-5 ani s-au schimbat foarte mult, foarte mult parte de drumuri, modul de execuție a drumurilor și sper ca într-un viitor oricum apropiat să avem și acele autostrăzi dorite de toată lumea, de familie, de, mă rog, de toți românii în mare parte. Noroc, încerc să-i conving să le schimbă oarecum concepția asta că noi drumarii nu facem drumuri cu răspunzătoare. Greșit. Adică încerc un pic să le schimbă această părere. Ce sfaturi ai pentru tinerii care încep o carieră în domeniul ăsta? Să îmbrățișeze cu drag această meserie de inginer, să se pregătească pentru că vor fi foarte multe provocări, dar și beneficiile vor fi și, mă rog, mândria lor va fi pe măsură. Când spun mândrie, spun de a fi mândru de un lucru bine făcut. E foarte important și sperăm să fie cât mai mulți tineri care participă, că avem nevoie să reconstruim sau să construim drumurile și autostrăzile din România. Mulțumesc mult, Marian, pentru vizită. Mulțumesc și eu. Mulțumim că am învățat din nou încă ceva. Mulțumesc și vouă că v-ați uitat la Grafein Talks. Până data viitoare, spor la construi România! Ciao, ciao!